Vă invit să ne ridicăm și să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 6. Citesc de la versetul 7 la 13. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți așa cum stăm în picioare, dacă tot am citit despre rugăciune, să facem o rugăciune. Și să rugăm pe Domnul să ne cerceteze în continuare și să-și lase harul Său peste Amin. Noi. Amin. Reșezați-vă. Mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru seara aceasta, în numele Lui să fie slăvit. Amin. Așa cum ați auzit, am citit ceea ce noi numim rugăciunea Tatăl nostru. Cu siguranță că o știți. Vreau să privim asupra ei și fără să o luăm segment cu segment, vreau doar să observăm câteva accente în această rugăciune și în general în felul în care Biblia ne învață să ne rugăm. În primul rând, vreau să observăm că rugăciunea Tatăl nostru și, în general, rugăciunile noastre a celor credincioși trebuie să fie niște rugăciuni a familiei Tatălui Ceresc, a familiei Sfinților. Amintiți-vă că atunci când Domnul Hristos a fost căutat, citesc tot din Evanghelia după Matei, capitolul 12, de cei din casă, El a venit cu o întrebare, 12:48, cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu care este în cerul acela mi este frate, soră și mamă, ceea ce înseamnă relație de rudenie. În Matei 6, tocmai de aceea am citit și versetele anterioare rugăciunii propriu zise, pentru că Domnul scoate în evidență diferența dintre păgâni, dintre cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și nu se pot adresa cu apelativul Tată, și cei care îl cunosc și au dreptul și harul acesta. Citim Matei 6, versetul 8. Să nu vă asemănați cu ei, deci e vorba de o altă categorie, căci Tatăl vostru, rugăciunea Tatăl nostru e rugăciunea familiei. Tatăl vostru știe de ce aveți trebuințe mai înainte ca să-i cereți voi. Rog să observați în Evanghelie că în mod deosebit Domnul Iisus în rugăciunile publice, prin cele care îi învăța pe ucenici, folosea adesea apelativul Tată. Și voi menționa doar câteva dintre ele. Matei capitolul 11, versetul 25. Te laud, Tată. Versetul 26. Da, Tată, te laud. Și apoi vorbește despre Tatăl încă în câteva expresii. Să ne amintim de rugăciunea de la învierea lui Lazar, Ioan 11. Citesc versetul 41. Iisus a ridicat ochii în sus, în mod orientativ, aș spune, și a zis, Tată, și știți că și Tatăl din cer, când vorbea despre El, îi spunea, Fiul meu? Pentru că se accentua această relație de familie, Tată, Fiu. Și tot din Ioan 17 observăm cât de frecvente sunt aceste referințe,
Așa începe rugăciunea, versetul 1. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Și este enumerat de alte câteva ori și mai adaug doar versetul 25. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Adică e o rugăciune în interiorul familiei. Cel ce nu-L cunosc pe Dumnezeu nu-i se pot adresa așa. Doar Fiul Său și ceilalți care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Pentru că asta era intenția lui Dumnezeu, citesc din Roman, capitolul 8. Spune Scriptura, punându-L pe Domnul Hristos în fața noastră și aranjându-ne raport cu Tatăl, versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Așadar, întrebarea care se impune e următoarea: e Dumnezeu Tatăl tău? Atunci ești îndrept să spui rugăciunea aceasta. Dacă nu, să știi că ți se oferă dreptul să devii copii al Lui și apoi vorbim de rugăciune și de conținutul ei. Tot ceea ce cuprinde rugăciunea aceasta e numai pentru copiii lui Dumnezeu. Va veni împărăția pentru ceilalți? Nu, se angajează Dumnezeu să îi zbăvească pe ceilalți, spunea Domnul Iisus, pentru ei mă rog, nu pentru lume. Noi suntem în acest cerc binecuvântat al părtășiei cu Dumnezeu. Spunea Domnul Hristos, citesc tot din Ioan, capitolul 14, versetul 22, evidențind diferența: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Aceasta a fost dorința lui Dumnezeu din totdeauna. Și e plină Scriptura de astfel de referințe. Eu mă adaug 2 Corinteni, capitolul 6, dacă sunt unii care încă n-au intrat în familia cerească. Versetul 16 evidențiază dorința lui Dumnezeu de a fi împreună cu noi. Și apoi 17: de aceea ieșiți din mijlocul lor, despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Să înălțăm numele Tatălui nostru. Amin. Și să ne bucurăm că ne-a dat dreptul acesta, mare har. Nu știu cât de mult a strudit după drepturi în Italia, dar noi avem cetățenie cerească și nu doar așa de rezidenți și de oameni tolerați. Duhul care este l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi strigă Ava, adică Tată. Și fiindcă suntem fii, scrie în Galaten 4, ne-a trimis Duhul Său și dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Iată ce drepturi speciale avem aici pe pământ, câtă vreme ne rugăm și cu atât mai mult când vom ajunge în Sfânta Împărăție, pentru că facem parte din această familie binecuvântată. Să fie slăvit Tatăl nostru Ceresc pentru bunăvoința Sa. Să fie binecuvântat Domnul Hristos, care nu este rușine să ne numească frați. Și ne-a acceptat, El e cel întâi născut. Dar să ne și luptăm să dovedim și să devenim după chipul celui ce ne-a făcut, așa-i? Să-i semănăm? Spunea profetul Maleahi, dacă sunt tată, se impune cinstea. Și dacă chemați ca tată, zice Petru în 1 Epistolă, capitolul 1, pe cel ce judecă fără părtinire, adică dacă aveți dreptul acesta, atunci purtați-vă cu frică în timpul primejdiei voastre. Din acest titlu derivă drepturi mari, haruri eterne, dar și obligații și responsabilități. Suntem liniștiți, spunea Domnul Hristos, Luca capitolul 12, și amintiți-vă că vorbeam la părtășia de duminică, să nu ne lăsăm cu îngrijorări, 12 cu 29 și 30, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, să nu vă frământați mintea. Și tocmai acesta e motivul fundamental al absenței îngrijorărilor cei credincioși. Toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, adică ei sunt orfani, sărmani de ei.
Dacă nu-și poartă grijă, n-are cine. Asigurările sociale, eventual. Dar scrie în continuare, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Așadar, să-i mulțumim că ne este Tată. Amin? Amin. Un al doilea accent al acestei rugăciuni binecuvântate, pe lângă începutul frumos, Tatăl nostru care ești în ceruri. Vreau să observăm că această rugăciune îl evidențiază pe Dumnezeu în adevărata Lui imagine eternă ca Dumnezeu. Rugăciunile noastre trebuie să-L scoată în evidență și să știm cu cine avem de-a face. Să-L preamărim, să-L lăudăm, să ne raportăm corect față de Dumnezeu. Aici este scris în Matei capitolul 6, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și știți, zicea Solomon Eclesiastul în 5, vezi să nu vorbești multe că tu ești pe pământ și Dumnezeu este în cer. Și nu oricum, cerurile celor nu-L pot cuprinde. Pământul e doar așternutul picioarelor Lui. Spunea Solomon, ce aș putea eu să zidesc o casă să locuiești? Nu, zice, s-ar doar tămâie înaintea ta. Oamenii, pentru că de asta era indignat Dumnezeu, se raportau la diferite zeități, la obiecte și nu-L cunoșteau cine este. De aceea striga Domnul prin profetul Ieremia, citesc din cartea sa, capitolul 9, versetul 23. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște. Căci eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc eu plăcere, zice Domnul. În rugăciunile noastre, în ce măsură iese în evidență că îl cunoaștem pe Dumnezeu? Când ne raportăm corect înaintea Lui. În fața Lui, duhurile cad în leșin. Ca să vedem cum ar trebui să avem o închinare cu frică, cum după cum este scris în Evrei 12, vă citesc din Apocalipsa 4, să vedeți cum se derulează închinarea în cer. Pentru că imediat ce în rugăciune zicem Tatăl nostru care ești în cer, urmează un cuvânt cu greutate. Sfințească-se numele Tău. Ce înseamnă asta? Citim din Apocalipsa 4. Versetul 8 ne prezintă patru făpturi vii care zi și noapte ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic care era, care este, care vine. Adică măreția lui Dumnezeu e atât de atot cuprinzătoare încât toată veșnicia trebuie să ne consume în a ne raporta și a admira gloria Lui. De aceea când ne rugăm, trebuie să știm, cum zice în Evrei, cu cine avem de-a face. Ca nu cumva să greșim înaintea Domnului. Nu cumva să venim cu rugăciuni tip cârtire sau tip clevetire. În fața lui Dumnezeu trebuie să venim cu tot respectul și să slăvim smerindu-ne înaintea Lui și lăudându-I numele. Se cuvine să lăudăm pe Domnul și să înălțăm numele Lui așa cum se face în cer. Și vreau să observați când dădeau tonul la acest imn al închinării în sfințenie, când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaun de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaun de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununii înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne, și Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Observați cum se scoate în evidență în rugăciune, în cuvinte, măreția lui Dumnezeu. De asemenea, tot din 5 citim versetele 12 și 13. Ei ziceau cu glas tare, mulțimea de îngeri: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească, și sunt enumerate 7 dimensiuni aici, 7 haruri
cu care trebuie să ne întoarcem noi spre Dumnezeu, adică să înțelegem aceasta. Este un har că ni s-a dat ocazia să-L lăudăm, dar să și recunoaștem în aceste caracteristici atributele divine. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin? Așa se încheie rugăciunea Tatăl nostru cu aceste cuvinte care se aud în cer. Domnul Iisus de acolo venea și ne-a învățat în modul cel mai curat, așa cum trebuie, cum este scris aici, să ne raportăm. Se încheie rugăciunea cu cuvintele căci a ta este împărăția și puterea și slava și asta în vecii vecilor. Amin? Așadar, să învățăm să ne rugăm, căci adesea nu știm. Să luăm cartea psalmilor, să mărim numele Domnului, să ne amintim că la templu cel care a rostit cei mai mulți psalmi i s-a dat prin Duhul, e vorba de David, să alcătuiască din leviți coruri și să-i așeze pe cete și, cum zice în 1 Cronici 16, să ne punem slava în a lăuda numele Domnului. Aceasta este mai plăcut decât arderile de tot, spune Scriptura. Și este ceva foarte important și de căpătâi. Aici aș încorpora atitudinea noastră, rugăciune, plecarea pe genunchi sau în a sta cu respect înaintea lui Dumnezeu în poziția corpului, în felul în care ne îmbrăcăm, acele mâini curate care să le înălțăm spre cer și toate acestea, lauda buzelor noastre, să fie o ofrandă de înălțare a numelui Domnului. În vechime nu era permis să se apropie oamenii fără jertfă. Adică să responsabilizeze și să-și dea seama că stau în fața unui Dumnezeu care este sfânt, mărit să-i fie numele. Așadar, știm noi rugăciunea aceasta de mici, dar când suntem mari ar trebui să o gândim bine. Și când spunem sfințească-se numele Tău, să prindem gama aceea din cer, unde ființele de rang înalt și întreaga mulțime de îngeri îl sfințesc pe Dumnezeu și îi se închină cu respect. Doamne, ajută-ne și nouă! Și acum spune o frumoasă cântare, să ne ierte Domnul de rugăciunile dormițând sau de alte vorbe care le-am spus în mod neprincipial și n-am știut cum să ne raportăm în fața lui Dumnezeu. Nu uita, spune Scriptura la un moment dat în Vechiul Testament, în cartea Iov, că orice om trebuie să laude faptele lui. Și cine ar putea să-L întrebe pe Dumnezeu ce face? De aceea spunea și împăratul, acum eu, după ce am înțeles asta, laud, înalț și slăvesc pe Dumnezeu cerurilor. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică. Va rămâne pentru eternitate același. Și chiar când vom ajunge în cer, sub acest aspect, aș spune că nu vom scădea nimic din rugăciunile noastre, din felul în care ne vom raporta la Dumnezeu, pentru că e scris în 1 Corinteni 15 că după ce Fiul va birui toți vrăjmașii, moartea fiind ultimul, și El se va supune Tatălui, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și tot despre Fiul și lucrarea Lui scrie în Filipeni 2, pentru ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Așadar, aceasta este o dimensiune de căpătâi a rugăciunilor noastre, care are de-a face cu solemnitatea, măcar că noi nu-L înțelegem pe deplin pe Dumnezeu. Măcar că bâșbâim doar și doar marginea adierilor lucrărilor Lui ajunge până la noi. Când Dumnezeu se va scula să îngrozească pământul. Știți când s-a coborât pe Sinai, poporul n-a îndrăznit să se apropie? Dacă Dumnezeu ne-a dat nou harul să ne apropiem și să-I spunem Tată și îi mulțumim pentru aceasta, atunci să ne amintim de ce spune același profet Maleahi, că El este și Stăpân. Ca nu cumva o dimensiune să o afecteze pe cealaltă. Și gândindu-ne că Dumnezeu e la cheremul nostru, să chemăm numele Domnului așa cu ușurință și fără a-I da slava și respectul cuvenit. Să rămână deopotrivă Tatăl nostru, dar și Stăpânul nostru. Mărit și binecuvântat să-I fie numele. Așadar, în aceste condiții să ne apropiem de Dumnezeu. Cu încredere, ca de scaunul Harului, dar cu teamă.
Slujiți Domnului cu frică, dar bucurați-vă, tremurând. Aceasta este o atitudine corectă. Citesc mai departe din rugăciunea aceasta, scrie în versetul 10 din Matei 6, vie împărăția ta. Și în final este scris că a ta este împărăția. Eu văd în această rugăciune și nu numai în rugăciunile sfinților din Biblie, fie și intra noastră din cursul vieții, rugăciune trebuie să aibă un accent pronunțat al prezenței, al apropierii împărăției lui Dumnezeu. Nu împărăția pământească și lucrurile vieții acesteia trebuie să domne rugăciunea noastră, ci accentul trebuie să cadă, așa cum spunea Domnul, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dar asta nu trebuie căutată și în rugăciune? Ba da! Aici trebuie să cadă accentul. Dar dacă noi ne rugăm mai mult pentru pâine, observați că asta nu-i trecută pe primul loc. E menționată la locul ei. Dacă venim în fața Domnului cu câte dorințe n-avem noi. Spunea odată un asiatic, zice, am observat că voi, europeni și americani, vestici, vă rugați diferit de noi. Și voi, datorită faptului că le-ați avut așa pe toate și v-ați obișnuit sătui, când vă plecați pe genunchi în rugăciune, sau unii nici nu se mai pleacă, că n-au respectul față de stăpân, sunteți ca unii care vă prezentați la un restaurant și ați vrea să corectați cartea cu meniurile. Mie să-mi dai așa, din ăsta mai iei, aici mai pui, asta îmi faci. Atent, da? Și repede. Zice, noi am înțeles altfel rugăciunea. Ca unul care te prezint la restaurant și nici nu știi bine să citești în cartea cu meniurile. Dar faci semne și vrei să spui că vrei meniul casei. Că au știut ei ce se pun acolo. Cred că aici e mai bine varianta asiatică. Să spunem, Doamne, vie împărăția ta, dar știi în ce condiții? Să se facă voia ta. Că noi uneori am vrea să se instaureze împărăția, numai vrem așa ca mama fiilor zebedei, să aranjăm locurile noi. Ei, nu cu gândul în cer, dar cu planuri de pe pământ. Să vină împărăția, dar lucrurile sunt aranjate de Domnul. Se spune că un om se ruga, Doamne, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Și apoi spunea, nu mă ascultă Dumnezeu. Și cineva i-a zis, probabil te rogi greșit. Zice, se facă numai voia ta, nu voia Domnului. Că tu-ți bine, zici bine, dar te aștepți să se întâmple altfel. Cum de fapt era inima. Și rugăciunea așa o spunea, că așa e formula. Nu, trebuie să intrăm în ton cu planurile lui Dumnezeu. Habacuc a tăit într-o vreme critică. Și spunea, Doamne, când am auzit ce ai vestit, vă citesc din cartea lui, a fost contemporan cu Ieremia, urma să fie distrus tot ce ținea de Ierusalim, de templu, de țara sfântă. Și el ca profet, prin Duhul, a anticipat aceasta. Dar rog să observați în cartea sa că noi nu trebuie să fim orientați doar pentru viața de aici. Habacuc, capitolul 3, versetul 2. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Și prezenta Dumnezeu care își face planurile în cosmos. Versetul 11. Soarele și luna se opresc în locuința lor de săgețile lui. Pământul este zdrobit, neamurile de asemenea. Versetul 16. Când am auzit, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea oase și îmi tremură genunchii, căci chiar dacă smochinul nu va înflori. Deci iată cum pune pământul pe locul secund și realizările de aici. Vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi, câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Adică să ai în vedere mântuirea, nu doar viața aceasta. Dar hai să fim sinceri, ce ne vine nouă a cere? Uneori, drept spune Biblia,
că nu știm cum să ne rugăm. Cred că și din acest aspect. Suntem uneori ca niște copilași care cerem acum repede bomboanele întâi și toate jucăriile. În loc să ne gândim pentru vremea când vom fi mai mari, vom avea nevoie de altceva și jucăriile le vom abandona odată cu trecerea acestei perioade efemere. Dar Dumnezeu vrea prin Duhul, de aceea e important să ne rugăm și cu Duhul și cu mintea, să avem un orizont mai mare. În ideea aceasta vă citesc din Efeseni capitolul 1, după cum se ruga apostolul și îndemna și pe ei să o facă. Și vă rog să vă gândiți dacă astfel de cuvinte se regăsesc în rugăciunile noastre sau nu. Efeseni 1:17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavii, să vă dea un duc de înțelepciune și descoperim cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii și să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioși și nemărginită mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești. Observați cum rugăciunea are un orizont extins. Cum spune și în Coloseni 3, gândiți-vă la cele de sus, nu numai la cele de pe pământ. Că uneori suntem atât de limitați. Dar Dumnezeu are planuri mari cu noi. El ne-a pus scris tot aici în Efeseni, versetul 3, și ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Acolo este dimensiunea noastră extinsă, dar să o avem în vedere și la rugăciune. Și prin asta înțeleg nu doar că ne vom gândi la viitor și că ne vom pregăti, înțeleg că ne vom ruga și pentru evanghelizarea lumii, de exemplu, pentru slujbele sfinte, vom cuprinde rugăciunile noastre dimensiuni spirituale ale lucrării. De adesea se observă că dacă ne îmbolnăvim, tăbărâm pe amvon cu bilet. Ca să nu mai zic că îl căutăm pe Domnul cu rugăciuni repede. Dar faptul că lumea asta este neevanghelizată, atâți oameni mor în păcat, de multe ori avem de-a face cu stări de mediocritate și nu suntem crescuți spiritual, asta pe cine preocupă? N-ar trebui să fie subiectul rugăciunilor noastre? Doamne, vie împărăția Ta! Dar înainte de a veni împărăția trebuie să creștem, să fim oameni mari, trebuie să pocăiască oamenii. Sau ce înțelegem noi prin scurta expresie, Doamne, vie împărăția Ta? Când vine împărăția? Trebuie să grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Prin starea noastră și prin activitățile noastre, care este robul acela credincios, întreba Domnul, care își face misiunea ca împărăția să vină, pentru că altfel nu se poate. Să ne dea Domnul pasiuni cerești și preocupări sfinte și apoi să menționăm la locul potrivit doar cele cu accent pământesc. Nu-i greșit să le aducem și pe acestea. E scris, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu tot ceea ce vă îngrijorează. Dar să începem într-o ordine înțeleaptă și să rezervăm un spațiu suficient lucrurilor sfinte, pentru că astea contează la urma urmei. Noi, în mod deosebit, soția, ca să spun concret, am grijit de o bătrânică și stea nu departe de noi. Acum, de vreo 3 săptămâni, a căzut la pat și a adus-o la noi și dimineață unul dintre băieți mi-a trimis un mesaj telefonic. Sora Ana a trecut la cele veșnice. Atât de mult m-au marcat cuvintele astea, doar le știu de copil. Cele veșnice. Ce diferență enormă între cele trecătoare și cele veșnice. Dar uneori nu ne gândim la dimensiunea asta a eternității. Când spunem, Doamne, vie împărăția Ta. Știm ce înseamnă asta? Sau ne frământăm cu ce mâncăm mâine, vă dați seama ce miop suntem? Numai până mâine dimineață, ori până mâine la amiază ne duce minte. Fără să privim dincolo
În acest spațiu de unde Domnul Hristos a venit și pe care l-a deschis, avem o intrare slobodă la Tatăl în locul preasfânt. Și în veacurile viitoare vom gusta această binecuvântată dimensiune. Pentru că asta ne va schimba viața, dragii mei. Vă dau un exemplu, Evanghelia după Matei, capitolul 16, întreabă Domnul pe ucenici, ce zic oamenii că sunt eu? Și își dau cu părerea, identificându-l cu vreun proroc de seamă. Și în versetul 16, fiind întrebat, ucenicii de altfel, Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și Domnul spune că asta Tatăl a descoperit. Și apoi scrie versetul 21, de atunci încolo s-a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor mai de seamă, preoților, a bătrânilor, a cărturarilor, are să fie omorât și a treia zi are să învieze. Petru a luat deoparte și a să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple așa ceva. Adică Petru credea într-un Hristos pentru viața asta. Și când era vorba de moarte și de ce urmează după moarte, i s-a făcut negru înaintea ochilor la Petru. Doamne ferește! Ei, tocmai asta era noua dimensiune pe care Domnul vrea să o întipărească. Petre, nu viața asta. Ceea ce este dincolo. Domnul a spus, eu sunt învierea și viața. Ceea ce înseamnă viața veșnică, e cea de după înviere. Și apoi le spune în final, Fiul omului va veni în slava Tatălui și va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Dar dacă suntem frământați doar la ceea ce avem aici, la lucrurile cu care ne alegem aici, spune Scriptura, dacă ne-am pus nădejdea aceasta în Hristos numai pentru viața aceasta, suntem? Vă dați seama. Și dacă asta se evidenția și rugăciunile noastre, astea merg în cer, dragii mei, și sunt analizat. Și ce să spună despre noi? Aștia vor să fie Dumnezeu, Dumnezeu lor, așa ca să nu le meargă rău. Să le fie bine, puțin. Pe când Dumnezeu are un plan măreț, slăvit să-i fie numele. Așadar, în concluzie, pregătiți-vă pentru viața viitoare dacă toți v-ați rugat să fie împărăția lui Dumnezeu. Și totodată, faceți în așa fel încât să se poată instaura și să aibă și alții parte de ea. Că asta contează. Undeva, într-o biserică mică, se pregăteau să construiască un locaș de închinare, într-o, era adunarea mică într-un sat, și a fost un cuvânt din partea Domnului că Domnul vrea să mărească debitul izvorului, dar să fie atenți că diavolul vrea să îl astupe cu două lemne, puse așa unul peste altul. Și zicea fratele de acolo, cred că e primarul și preotul că ne cam stau împotrivă. Așa a bănuit el. Dar mi-a povestit un alt frate din alt județ că s-a dus acolo să-i ajute la construirea locașului de închinare. Și locuind la ei, a aflat că fiul conducătorului de adunare era pe punctul de a divorța față de noua lui soție, tânăra lui soție. Și fratele a încercat. Și părinții lui, că de regulă așa se întâmplă, țineau cu el, că nu-i bună nora, că nu-i pocăit. Și au ajuns în tribunal. Și fratele respectiv din alt județ a avut un alt cuvânt din partea Domnului în care s-a spus, du-te înapoi acolo unde ai lucrat. Că Domnul vrea să te folosească să rezolvi o problemă. Și s-a dat mai multe amănunte, nu rețin cuvintele. I-a sunat din nou și le-a spus, intrați în post și rugăciune, că cele două lemne care se blocheze izvorul nu-s primarul și preotul, băiatul vostru și nora voastră. Dar voi nu vă gândiți la cauza Evangheliei, voi vreți așa, pe de-o parte, să faceți construcția, dar lucrarea nu stă doar într-o clădire. Și într-un moment de slăbiciune, mama acestui bărbat tânăr a zis, și ce frate, să-și chinuie viața cu ea? Și fratele celălalt din alt județ îi spune, soră, dar trebuie să ne gândim la împărăția lui Dumnezeu și viața asta să fie chinuit, atunci e mai bine să o duc în viața asta bine. Și fratele zice, soră, tu știi ce ai spus? Tu stai, știi ce ai spus? Adică tu renunți la viața viitoare să aibă aici o noră bună și băiatul tău să o ducă bine? În post și rugăciune toți. Și Dumnezeu s-a îndurat. Și când s-au gândit la dimensiunea eternă, în loc să se pronunțe era ultima ședință, s-au împăcat acolo la tribunal și au venit de mână acasă.
și zvorul curge mai departe, slăvit să fie Domnul. Deci când gândește așa, asta are implicații și îți vei jerfi lucrurile pământești în favoarea celor cerești și te vei pune pe tine pe locul 2 și cauza Evangheliei va prima. Amin? Amin. Așa se spune la sfârșitul acestei rugăciuni, gândindu-ne la toate aspectele din ea. Un alt accent al acestei rugăciuni binecuvântate citesc acum versetul 11. Pâinea noastră ce ai toate zile, dă-ne-o nouă astăzi. Și nu numai atâta, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu numai atât, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne cel rău. E o rugăciune care are în vedere nevoile și slăbiciunile noastre. Ca așa în adunare, hai să luăm cu noi predicatorii sau cu cântăreții. Părem oameni deosebiți, nu? Ilie a fost un om extraordinar. Dar interesant că scrie în Iacov că era supus acelorași slăbiciuni la prorocul Ilie, care a fost dus în carul lui Dumnezeu. Da, a vrut și el odată, s-a necăjit, a vrut să moară. L-a luat Dumnezeu așa cu poveștea, spune că avea copii. I-a dat să mănânce, l-a lăsat să doarmă. Că uneori gândim mai bine pe dimineața, pe când ne trezim. Și apoi i-a dat iară de lucru mai departe. Dumnezeu știe că suntem făcuți din țărână, zicea psalmistul. Sau nu recunoaștem noi în noi această dimensiune? Căci chiar dacă avem în noi o comoară, o purtăm în vase de lut. Și astea sunt fragile. Și suntem slabi. Zice apostolul, trântiți jos uneori. Dar nu omorâți, slavă Domnului pentru aceasta. În grea cumpănă. Dar nu desnădăjduiți. În 2 Corinteni nu scrie că au ajuns într-un moment în care gândul le spunea că o să moară. Asta are de face cu ce am spus înainte, să ne punem nădejdea în Dumnezeu care înviază morți. Dar până atunci, până trăim în lumea aceasta, să ne gândim la nevoile noastre fizice și în același timp la slăbiciunile acestei cărni. Că de fapt partea asta de rugăciune cu trupul are de-a face. Că Duhul e plin de râvnă, dar carnea e neputincioasă. Suntem neputincioși de două ori. Odată neputincioși că dacă nu mâncăm pâine nu suntem în stare să mergem mai departe și apoi că tot carnea asta e tare slabă la ispită. Sau nu e așa? Și ni se pare uneori că suntem tari. Și nu mă vezi că ți-a spus cineva o vorbă? Sau știu eu cum te necăjește cineva și așa? Te-ai ofilit. Ți s-o lua și blaga și poftai mâncare. Și iar venim la Domnul. Doamne, uită-te la noi. Dă-ne pâine în fiecare zi, că numai o zi postim și zici că nu ne mai putem trage. Doamne, uită-te că suntem în lumea asta și diavolul ne ispitește. Doamne, nu ne duce în ispită, poartă-te cu îndurare față de noi. Și când suntem la strâmtorare, vino în ajutorul nostru, izbăvește-ne cel rău. Trebuie să ne vedem în rugăciune această dimensiune atât de redusă a ființei noastre. Și să nu ne prezentăm ca niște uriași înaintea lui Dumnezeu. Ca fariseu, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Dar cum ești? Nu ești om? Domnul Hristos, ca unul care a trăit ca și noi, este un mare preot vrednic de încredere și are milă de toate slăbiciunile noastre. Să-i mulțumim că nu numai că ne-a învățat să ne rugăm așa, stă la dreapta măririi și primește rugăciunile noastre. Așa de frumos scrie aici în Evrei, capitolul 2, despre dimensiunea aceasta, versetul 16, căci negreșind în ajutorul îngerilor vine El. Ăștia sunt mai tari ca noi, sunt tari în putere. Nu leșină. Nu au nevoie să mănânce. Și în ajutorul seminței lui Avram, prin urmare, a trebuit să asemene fraților săi în toate lucrurile, ca atât poate fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Bine ar fi să ne rugăm în avans. Doamne, dă-ne pâinea, Doamne, făzește-ne de ispite. Cum l-a determinat Domnul pe Petru să o facă.
rugați-vă, sunt cuvintele Domnului rostite în Ghețimani, ca să nu cădeți în ispit. Dar dacă am căzut, tot rugăciunea ne rezolvă. Spune Luca 22, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Cred că atunci a zis Tatăl nostru printre altele: Doamne, izbăvește-mă, că mi-ai spus că mă cerne diavolul și nu mi-a venit a crede. Și Domnul s-a îndurat și l-a ridicat. Vă amintiți de situații în care erați doborâți din tristare și Domnul v-a venit în ajutor? Că e valabil ce vă citesc din Isaia, capitolul 57, versetul 15. Așa vorbește cel prea înalt, pe care noi îl înălțăm identificându-i starea, statutul, a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Ce frumos scrie și îmi plânge Ieremia. Și vă rog, gândiți-vă ce scrie în cartea asta, prin câte a trecut el, capitolul 3, versul 54, mi-au năvălit apele peste cap și ziceam, sunt pierdut, dar am chemat numele Tău, Doamne, din fundul gropii. Tu mi-ai auzit glasul, nu ți-a stupat urechea la suspinurile și strigătele mele. În ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme, mărit să fie Domnul. Să nu încercați să vă plângeți la oameni. Decât să dați un telefon la cineva, mai bine dați un telefon la Dumnezeu. Să spui, frate sau soră, m-a necăjit cu tare, asta nu am, cealaltă nu mi-ajunge. Crezi că te pot ajuta cei de la celălalt capăt al firului? Poate să vor trudi, să te încurajeze. Dacă îmi pui telefonul furcă, ești tot singur în casă, nu? Dar dacă îl chem pe Domnul, El îți vine în ajutor. Spunea David, ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine. Psalmii sunt cuvinte în general rostite în momente critice. David a fost un om și el cu probleme ca și noi. Spunea, Doamne, uite, îmi redau așa, parafrazând, sunt ca unul care se pogoară în groapă, sunt zdrobit, nu mai pot, sunt urmărit toată ziua, ce să fac în situațiile astea? A apelat la Domnul și îi mulțumim că primește și astfel de cuvinte rugăciunile noastre. Dar să nu venim numai cu asta, că uneori ne lasă în adins ca să vedem cine suntem. În primul rând, cum spuneam, să ne rugăm pentru împărăția Lui. Dar Dumnezeu știe că noi suntem în drum, în tranzit prin lumea aceasta, de aceea să rugăm în Ioan 17, Tată, nu te rog să iei din lume, dar te rog acolo să-i păzești de cel rău. Rugați-vă să aveți biruință. În ispite e foarte necesară rugăciunea. În problemele vieții, în orice lucru. Este interesant ce scrie aici în Matei 6, vă rog să reflectați asupra cuvintelor Domnului Hristos și să vă gândiți de ce e așa. Versetul 8 ne spune să nu boborosim ca păgânii, așa, nonsens. Zice în versetul 8, că Tatăl vostru știe că aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Și apoi în continuare zice, iată cum trebuie să vă rugați. Acum eu întreb, dacă El știe, de ce trebuie să-i cer? Pentru că Dumnezeu vrea să mă conștientizeze că orice vine de la El, că eu am nevoie de ajutorul Lui și El e singurul care ne poate veni în ajutor. Știe Dumnezeu, deci când tu îi spui că n-ai pâine, știa Dumnezeu asta înainte de a-i spune tu că ce mai ai. Dacă ești ispitit, păi aprobarea asta s-o primi din cer, dragul meu, înainte s-o să satană la tine. Dumnezeu știe de asta. Numai vrea să vadă tu vii cu cererea asta înaintea lui Dumnezeu. Sau te bizui pe puterea ta. Sau nici măcar nu ești conștient că ești ispitit. Rugăciunea te aduce în acord cu Dumnezeu care le cunoaște pe toate. Dar vrea ca să avem părtășie cu El, pentru că asta înseamnă rugați-vă neîncetat. În toate să fii la curent cu voia lui Dumnezeu, cu stările care trec peste tine.
Să-i spui: Doamne, Tu știi problema asta. Dacă sunt bolnav, dacă sunt în spital, Doamne, Tu știi că sunt aici. Tu poți să-mi vin ajutor. Acum Te rog, ajută-mă, scapă-mă. Poate uneori ne rugăm ca și niște copii, dar haide să fim sinceri cu Domnul și în același timp să fim încredințați că poate să rezolve problemele noastre. Vă rog să vă imaginați un copilaș care e flământ, vine de afară, de la joacă sau știu eu ce l-a fi pus mama să muncească. Mamă, dăm să mănânc. Ei, da, mama, poate durează până să încălzește pe aragaz, până știu eu, scoate ceva din frigider. Și vreau să vă imaginați copilul cum plânge: Vai, ce foame mici! Ce știa care mama să-mi dea? Ce spune mama? Băi, băiete, păi stai liniștit. Dar Dumnezeu nu-i mai mare decât mama și tata în bucătărie și în grădină. De aceea când le-am spus că ne trebuie, să știm că Dumnezeu știa dinainte ce ne trebuie. Și de cumva ne dă nu chiar cum ne-a rugat noi, înseamnă că nu trebuia chiar așa. Nu Dumnezeu ne-a dat ce nu trebuie, noi ne-am rugat cum nu trebuie. Și asta e o diferență de care trebuie să ținem cont. De aceea rugăciunile e bine să fie în final așa făcut chenarul ăsta: Doamne, fac să voia Ta. Și dacă sunt cuvinte ce sunt afară de chenarul ăsta, să le zboare vântul. Mă, că până pricepem noi e greu. Domnul știe când, pâine, cum și în ce condiții. Doamne, îndură-Te mai departe de noi. Fii păstorul nostru ca să nu duci în lipsă de nimic. Slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând, dragii mei, eu văd în rugăciunea aceasta nu doar o rugăciune a familiei, un har rezervat pentru noi, biserica Domnului, copiii Lui. În al doilea rând, vă spuneam, este o rugăciune care se adresează către centrul Universului și îl prezintă pe Dumnezeu pe tronul Lui de slavă. Slăvit să-I fie numele! În al treilea rând, este o rugăciune concentrată spre împărăția Lui Dumnezeu, spre scopurile planului Său. Să nu reducem cu rugăciunea Tatăl nostru pe Dumnezeu la dimensiunea problemelor noastre. Și problemele noastre, spuneam în al patrulea rând, să le aducem în fața Domnului, că El știe că suntem în tranzit, știe Dumnezeu pe când se împlinește vremea să naști, știe Dumnezeu câtă vreme o să mai ai de lucru. Tu roagă-Te, nu? Doamne, Tu mi-ai dat pâine. Vezi, Dumnezeu știe dacă o să intri în șomaj, nu o să intri, dacă o să fii bolnav sau așa mai departe. Toate le știe. Numai de a-mi pricepe noi să ne rugăm în raport cu voia Lui. Și în mod deosebit Dumnezeu știe nu doar lucrurile fizice cu pâinea. Dumnezeu cunoaște lucrurile spirituale, știe pe unde e satana, cât e de aproape, dacă vine sau pleacă. Îi mulțumim că El ne dă biruință și peste lumea spirituală. Ce ne-am face în lumea aceasta fără Domnul? Fie că e vorba de oameni mari, fie că e vorba de duhuri puternice, noi avem de-a face cu atotputernicul Dumnezeu. Mărit să fie numele Lui. Vedeți câtă valoare are rugăciunea? Ce conținut, ce context? Și în ultimul rând, vreau să înțelegem că rugăciunea Tatăl nostru este rugăciunea dragostei. Nu este o rugăciune egoistă. Vreau să observați că nimic din această rugăciune nu este cerut la singular. Nu este scris nicăieri Tatăl meu, nici pâinea mea, nici nu mă duc pe mine în ispită. Totul e la plural. Dar oare când ne rugăm, ne gândim și la alții, dar, sau zicem numai pluralul, dar ne gândim la noi? Sau dacă avem pe cineva drag, îl încorporăm, nu? Dar rugăciunea asta e rugăciunea familiei. Și noi suntem îndemnați să mijlocim unii pentru alții. Și când spunem pâinea noastră, ar trebui să-i avem în minte cel puțin pe cei care știm că n-au servici. Doamne, pâinea noastră. Uite, diavolul vrea să taie din partea asta, să nu mai fie. Și când ne rugăm, Doamne, nu ne duce în ispită, păi nu numai dacă vine lupul în partea unei se o înturmă și nu mă interesează că atacă lupul în partea cealaltă a turmei. Doamne, izbăvește-ne ce rău turma toată. Și dacă așa ne vom ruga, Dumnezeu ne va primi rugăciunea. Pentru că Dumnezeu nu vrea să avem un spirit egoist. Dacă nu avem dragoste, poți să fii om aparent de valoare, să ai daruri. Toate sunt date în folosul altora. Și rugăciunea trebuie să fie tot în folosul altora.
Și ce frumos e când se roagă și alții pentru tine, așa? Când a îngăduit Domnul să trec printr-o încercare, mi-a cerut și a spus în profeție că e nevoie să se roage și alții. Eu fiind un tip așa mai introvertit, am trecut greu pragul să ies în curte să cer ajutor. Nevastă mea fiind mai deschisă, ea a dat telefonul într-o parte și alta: rugați-vă pentru Iosif, rugați-vă, rugați-vă. Și a zis: Doamne, ce vrei să ne spui cu asta? Când am avut probleme cu un copil, a fost un cuvânt pentru nevastă mea așa: femeie, te voi învăța mijlocirea întâi pentru cei din casa ta, ca apoi să știi să mijlocești și pentru alții. Domnul Hristos de 2000 de ani stă în cer și mijlocește. Pentru mine mai tare sau pentru tine mai tare? Pentru noi toți. Pentru sfinți, după voia lui Dumnezeu, și Duhul o face. O vom face și noi? Vă recomand așadar, faceți rost de o listă cu numele fraților sau cel puțin rugați-vă pentru câți îi cunoașteți. Luați-i la rând. Rugați-vă sistematic. Citiți din Epistole, se vede, spune Apostolul Pavel: mă rog pentru voi toți. Vă pomenesc necurmat în rugăciunile mele. Și câtă nevoie este de rugăciune. Poate este unul care e tare preocupat cu munca și nu poate să se roage, nu are timpul destul. Sunt unii bolnavi și în asemenea situații unii nu se pot ruga. Alții poate sunt stresați la un moment dat. E foarte important să asculți chiar îndemnul pentru momentul acela. Povestea fratele de la San Damiano, ce dat îndemn aici duminică, mi-a relatat întorcându-ne spre ei, că într-o seară, mergând cu tirul, a simțit numai că îi se face rău, de-abia a apucat să tragă într-o parcare din astea cum sunt mici, pe margine. Și apoi când a verificat după disc, stătuse acolo că a amețit vreo 2 ore. Și a doua zi, de dimineață, îl sună cei din țară: tati, ce-a fost cu tine? Noi aseară pe la 11 am avut un îndemn puternic să ne rugăm pentru tine. Și nu i-am speriat. M-a durut puțin capul. Când s-a dus în țară, s-a dus și făcut control. De la Petroșani a fost trimis la Cluj și când s-a uitat doctorița, a zis: extraordinar. Și de 5 ore a spus: extraordinar. Unde ai fost operat, domnule? În România nu se fac operațiile astea, numai în Europa. Dar el zice: operat? Da, aici în partea de... N-ai... Și da, în parcare a fost operat. Domnul m-a operat. Ești nebun, zice, tot ai rămas cu ceva la cap. Zice: n-am putut să o fac să înțeleagă. Zice: dar uitați-vă, Doamne, eu n-am nicio tăietură la piele. Ce operație? Pe unde am fost incizat? Pentru că rugăciunea, ca Domnul să-i păzească pe unii, să se îndure de alții, să-i cuprindă în împărăția sa, e rugăciunea care Domnul ne-a învățat să o rostim. El, de altfel, știți că a stat pe cruce pentru noi toți? Și cum nu și-ar dori să contribuim și noi la această lucrare unde El a plătit prețul cel mare? Noi avem de plătit prețuri mai mici după dimensiunea noastră, dar haideți să o facem cu dragoste și să ne rugăm pentru frații și surorile noastre. Numai cât vă pune diavolul, numai cât vă ispitește să vorbiți de alții, numai atâta rugați-vă. Și când diavolul te pune să zici ceva de unul, zi, de el zici, dar la Dumnezeu. Spune: Doamne, îndură-te de el. Dar până pierzi vremea să spui la unul ce-a făcut altul, să știi că ești pe minus. E rău asta. E pagubă. Dar dacă te vei ruga pentru alții când vei avea nevoie, cum spune așa frumoasă cântare, du-te azi cu drag la toți, ori pot, ori nu pot să te cheme. Și atunci când tu nu ai să poți, vor veni ei, ori nu te teme. Dă din pâinea ta la toți și banii tăi cu bucurie. Și atunci când tu nu vei avea, 1000 îți vor da și ție. Că le va pune Dumnezeu în minte. Dar să știi că te va răsplăti și te va binecuvânta pentru rugăciunile acestea. Potrivit numai cu ce e scris în Tatăl nostru: Doamne, vie împărăția ta și mântuiaște-l și pe X și pe Y. Povestea fratele Mircea Grad de la Valea Losnei. Se pocăise nu de mult și era doritor. Prin râvnă pentru lucrarea Domnului, erau puține acolo la ei. Și-au abonat 3 surori în vârstă să se roage.
pentru un unghi de-a lui să se pocăiască. Rugați-vă Domnul să-i cerceteze inima și mie să-mi creeze o ocazie să-i vorbesc despre Domnul. Și nu s-au rugat două săptămâni aproximativ și vine într-o zi ceva verișoară de-a lui, nu era chiar unghi apropiat, și zice, auzi, nu te duci să bărbirești o dată pe săptămână pe unghi. Aleluia, asta e rugăciunea ascultată, s-a deschis ușa. Ei, dar când în cameră era acel bătrân cu fiul lui care înjura urât, bețiv, și s-a gândit să nu-l stârnească. Dar la un moment dat bătrânul zice, după ce a terminat să-l bărbească, te grăbești tare, nu-mi citești din Biblie. Asta îmi trebuie. Și începe. Și ascultă bătrânul și bețivul începe să plângă. Și s-a convertit bătrânul, apoi s-a convertit și copilul lui. Și ăsta nu mai ținea legăturile cu surorile. Rugați-vă, mântuirea e în faza asta. Continuăm mai departe. Ele se rugau, el predica, s-au mai pocăit câțiva acolo în sat. Și așa e cu toate. Ca să aibă cineva biruință, să fie rezolvată o problemă, să dea Dumnezeu pâine la cineva. Dacă se unesc doi și cer un lucru, le va fi. Dar de ce nu-i dă și la unul? Că nu-i trecută rubrică cu pâinea mea, numai cu pâinea noastră. Și dacă nu-și cel puțin doi, nu avizează. Pentru că știe Dumnezeu de ce. Vrea să ne țină în veșnicie, să fim împreună. Iată cortul lui Dumnezeu, cu oamenii ei vor locui împreună, El va locui cu ei și El va fi Dumnezeul nostru. Cred că și atunci o să-i spunem tot Tatăl nostru. Dar nu o să mai zicem care ești în ceruri, care ești aici. Numele cetății va fi Dumnezeu este aici. Nu o să mai zicem pâinea noastră, că nu mai mâncăm acolo. Dar o să zicem în continuare, Sfânt, Sfânt este numele Tău, slăvească-se numele Tău în vecii vecilor. Nu o să mai spunem, izbăvește-ne cel rău. Păi s-a terminat cu el. Dar o să spunem finalul, Doamne, a Ta să fie împărăția și slava pentru vecii vecilor. Și sfinții vor împărăți în vecii vecilor. Frumoasă va fi rugăciunea aceea, adaptată la eternitatea lui Dumnezeu. Dar până atunci, să o spunem potrivit cu nevoile de aici. El ne-a învățat, știe ce trebuie. Cu alte cuvinte, formularul e tipizat, numai trebuie să-l completezi, nu trebuie să facem noi alt formular. E bun ăsta. Numai să ne ajute Domnul să-l completăm cu frații, surorile noastre, cu cei ce au nevoie. Și Dumnezeu care e bun să ne asculte. Și în urmă să ne bucurăm cu toții, lăudat.